avisesc din capul locului că sunt deosebit de bucuros că o astfel de expoziție, într-un astfel de spațiu, într-un astfel de moment, este realizată de prietenul meu, Emil Ciocoiu. Micul pretext, dacă vreți, al expoziției, un pretext mic pentru omenire, dar foarte important pentru pictor, este împlinirea vârstei de 65 de ani. Este o retrospectivă adevărată, care nu face o trecere în revistă a activității pictorului, în care sunt momentul obligatorii, ci este o descriere a lucrurilor și a muncii și a creației lui Emil Ciocoiu din, hai să zicem, ultimii 40 de ani. Buongiorno a tutti. Chiedo scusa però perché volevo esprimermi in italiano che conosco la vostra lingua. Sono molto orgoglioso e contento di essere in questa meravigliosa città e in questa struttura, in questo teatro così maestoso, così grandioso che è stata allestita questa bellissima mostra di Emilio. Mi è incantato București și e fericit să vin aici în această expoziție a prietenului. Conosco Emilio Ciocoiu da parecchi anni. E seguo il suo lavoro con grande entusiasmo, con grande interesse da parecchi anni attraverso le gallerie che seguo in Italia e con la mia rivista d'arte che edito da parecchi anni. E sono veramente molto orgoglioso di portare avanti il lavoro di questo grande artista. Scusi, non posso seguire. Dicevo, ho trovato in Emil veramente un grande artista e anche in Italia è molto apprezzato, molto, molto stimato perché è veramente un grande talento nel suo lavoro. Mi considero che Emil è un grande artista e inclusive in Italia era apprezzato dentro un artista di calibro. Diciamo così perché non dico che siamo invidiosi di questo artista che avete, perché se lo sentiamo anche noi il nostro italiano, se lo sentiamo, non è che se lo vuole. A parte che siamo invidiosi del fatto che lui è questo artista il nostro italiano, che lui è italiano. Quindi ringrazio tutti della ospitalità e dell'accoglienza e speriamo di rivederci in qualche altra grande mostra come questa. Grazie. Mă bucur să fiu aici, mulțumesc că am fi aici și conduce literatură.
național care este în plin avânt cultural, e în, cum să vă spun, e un loc minunat pe care l-am găsit și mă bucur foarte mult să fiu aici. Oh,
mijloacele clasice ale unui pictor, culori de ulei pe pânză,
aceste universuri în măscânde sunt făcute din tușe care pot fi tot felul de, de particule fizice sau oameni. S-ar putea să pară o banalitate, dar omul, până la urmă, este în centrul creației și gândirii și perspectivei pe care Emil Ciocoi o propune prin artea sa. Pornim de la un singur om, dacă vrei, sau pornim mai exact de la o singură floare și creștem în toată această amplitudine a creației lui Emil. Sunt câteva cicluri care ne permit să desfacem în gânduri această complexă creație și această promisiune de vorbeam de viitor la un moment dat și v-aș propune să-l recunoașteți în ciclul câmpiilor nesfârșite. Este probabil prima, pentru că este și singura ilustrare a dorului. Sunt poate cele mai vechi creații de masă undeva la începutul anilor 80 și prin aceasta Emil Ciocoiu, pictorul eliberat, cel care își poate pune pe pânză sentimentele, prevestirile și pentru a crea o atmosferă în care oamenii să vă regăsească pe artistul zbaterile sale, dorul este un sentiment pe care nu putem uita. Și cum poate Emil Ciocoiu să reprezinte mai bine acest dor de fier printr-un câmp cu maci. Undeva, în zare, este orizontul luminos, plin de forță, de culoare este o aspirație spre care ne uităm cu toții și de multe ori orizontul acesta are structura unui nucleu care erupe în energie și într-un sens larg putem foarte simplu numi locul unde s-a născut lumea, unde s-a născut Universul. Vreau să mai atrag atenția doar asupra unui element care ne trimite și ne vorbește despre acest. Este Carol cel Mare, Charlemagne, bunicul Europei, cel care, așa cum asta ne arată Emil Ciocoiu, a gândit acest continent o formă unitară în care ideea de frontieră nu exista și dacă răsfăim un pic istoria care se găsește la acolo, descoperim că multe lucruri minunate create de societate și de societate europeană, de propunerea europeană, de construcție europeană, pornesc de la acest spirit fantastic care acum 1200 de ani a fost canonizat. Goethe, fiindcă a reușit. Vă mulțumesc! Eu sunt fericit să fiu aici. Aș dori, în primul rând, să îi mulțumesc de Marius Chița pentru cuvintele minunate pe care le-a auzit despre pictura mea. Însă aș dori să fac niște mulțumiri. Aș mulțumi profesorului Ionel Constantinescu, care mă privește de sus acum la Mantecasca Cerului, care m-a convins și a insistat să revin în România cu pictura mea. Doamna profesor Constantinescu este aici. Mulțumesc că m-au adus prima dată la Muzeul de Artă unde am dat primele semnale de întoarcere, după care m-a exclus la Galerie Carafecha, de a municipiului Pureștiu, a Bibliotecii Centrale Universitare. Am trecut, am avut experiență la Parlament. Aici, domnul Anastase a creat cândva un spațiu super pentru expoziții. Îi mulțumim. Am trecut de cea mai multă expoziție acolo. Anul acesta, cum să spun, cu efort, cu eforturi și cu multă bucurie am venit din nou în București, mai ales în aceste spații minunate. Îi mulțumesc Teatrul Național, domnului Ioan Caramitru, doamnei Adriana Popescu pentru gândul frumos de a mă invita aici, de a invita pictura mea de asemenea. Să mulțumesc în municipiul București, domnului primar Popescu, care m-a susținut și a avut un impact, ca să zic, prietenesc în întâlnirile noastre.
domnului consilier Lizescu, care a moderat de asemenea. Mulțumesc, Arșcup, doamnei Mihaela Păun, care a conceput, Marius Niță a conceput acest catalog, însă l-a dus la bun sfârșit, l-a realizat. Și mai am o mulțumire domnului Claus Stoltenberg, care m-a însoțit aici și m-a sponsorizat, să spunem așa, cu tot sufletul, cu efort, să aduc aceste lucrări de mari dimensiuni. O să vedeți și în sala media și la operetă, lucrări de mari dimensiuni importante, pentru că am adus, cum i-a spus și Adrian, lucrări de adevăr, lucrări de suflet. Și sunt emoționat să le văd și eu aici. Eu vă mulțumesc, o mare mulțumire, domnului Augustu, Augustu Medici, directorul revistei Contemporary, una dintre cele mai unde e, cele mai prestigioase reviste de artă din Italia. S-a deplasat personal, se poate și la acest lucru și este prietenul meu și prietenul respectiv. Îi mulțumesc, Augustu Medici, și ești. Dove să-i Augustu? Dar o mare mulțumire aș vrea să vă aduc dumneavoastră că ați venit să vedeți ce am făcut eu 33 de ani plecat de aici. Vă mulțumesc!